11 persoane care activează în domeniul fotbalului sunt cercetate penal de Centrul Național Anticorupție și procurori în cadrul unei cauze pornite pe faptul manipulării evenimentelor sportive, printre ce vizați sunt președinții ai cluburilor de fotbal din Republica Moldova, director de școli sportive specializate și jucători care reprezintă 5 echipe din cele 10 care evoluează în divizia națională. Operațiunea s-a derulat în comun cu reprezentanții Europol și UEFA, care au acordat asistență tehnică, informațională și analitică anchetatorilor pentru investigarea completă și multidimensională a tuturor circumstanțelor. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în iulie 2020, în registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al Centrului Național Anticorupție, au fost înregistrate acțiunile pretins ilegale de încurajare, instruire și influențarea jucătorilor cluburilor sportive în vederea producerei unui efect viciat asupra meciurilor de fotbal. Potrivit materialelor procesului penal, începând cu perioada anului 2017, mai mulți antrenori, agenți ai sportivilor, proprietari de cluburi sportive și persoane din conducerea Federației Moldovenești de Fotbal ar fi influențat jucătorii cluburilor sportive să acționeze de o manieră viciată pentru a obține scorurile agreate cu persoane interesate. Astfel, în schimbul unor beneficii, favoruri sau recompense financiare, fotbaliștii erau instruiți să aibă un anumit comportament în timpul jocului, la ce scor exact să piardă sau să câștige, aceste rezultate fiind deja cunoscute la casele de pariuri. Din informațiile deținute de anchetatori, sumele pentru un meci aranjat variau între 10.000 și 20.000 de euro, aceasta figurând preponderent la casele de pariuri din Asia, totodată fiind contestate și unele conexiuni cu casele de pariuri din țările Uniunii Europene. Investigatorii au mai stabilit că doar în perioada iulie 2020 și până în prezent au fost trucate peste 20 de meciuri, valoarea estimată a profiturilor obținute de persoanele implicate ridicându-se la peste 600.000 de euro. În urma acțiunilor de urmărire penală, din cele 11 persoane bănuite, 4 au fost reținute pentru un termen de 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, iar 2 persoane urmând a fi anunțate în căutare. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă o amendă penală în mărime de până la 5.000 de unități convenționale sau închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.